Bine v-am găsit din nou, dragii noștri prieteni! Ne vedem și astăzi la o filmare și, după cum puteți să vedeți, este una dintre poate cele mai renumite, populare și deosebit de grozave rețete. Inegalabilul și arhicunoscutul tiramisu, care este arhicunoscut în toată lumea. Știu că toată lumea știe să facă tiramisu, dar vă îndemn, vă rog, uitați-vă la rețeta aceasta noastră și o să vedeți de ce. Este ceva mai aparte și puțin mai deosebit decât tot ceea ce ați văzut. Este o rețetă, la origine se pare că din Italia, și asta e, dar este grozavă. Pentru aceasta, bineînțeles că avem nevoie de pișcoturi. Am văzut și alte variante, se fac cu blat pan de șpan, așa. Undeva la 44-48 de pișcoturi am folosit noi, undeva la 200 de grame de zahăr, frișcă lichidă 500 de grame, 500 de mililitri, o cană jumate de cafea, 450 de grame de mascarpone, 6 gălbenușuri de ou, puțin rom cu esență de rom și acolo ce vedeți este puțin un Irish cream, un lichior extraordinar. Este opțional, puteți să-l puneți, puteți să nu-l puneți. Ce vom face prima dată? Vom lua cele 6 gălbenușuri, vom pune zahărul și vom începe să le amestecăm împreună, să le mixăm împreună, până când se formează cam aceasta trebuie să fie compoziția și ele un pic, bineînțeles, vor crește. Iar acum, față de toate celelalte rețete clasice care le-ați mai văzut, totuși trebuie pus la beimarin, și anume la, pe un vas în care punem puțină apă, lăsăm să se încălzească, nu trebuie să fiarbă. Punem acolo ou cu ouăle, deci gălbenușurile cu zahărul, amestecăm tot timpul. Deja vedeți, a început să schimbe compoziția, textura gălbenușul cu zahărul, iar când ajungem undeva la peste 68 de grade, 68-70 de grade, trebuie să oprim focul și să luăm de pe foc aceste gălbenușuri de ou. Asta este rețeta, pentru că nu vrem să facem o ratută. Așa, luăm și cam așa trebuie să arate compoziția, după cum vedeți, trebuie să curgă așa, cam asta este. Este o textură extraordinară. O lăsăm să se răcească. După care punem mascarponele într-un alt vas, punem Irish cream-ul care v-am spus și începem să mixăm împreună mascarponele cu Irish cream-ul până când facem o pastă omogenă, frumoasă, după care venim, după ce s-a răcit în prealabil ou cu zahăr și punem treptat până punem tot ou cu zahăr în mascarpone și amestecăm toate acestea împreună. Le punem deoparte. Acum pregătim frișca. Frișca trebuie să fie rece de la frigider. O mixăm cu mixerul și o batem bine să fie frișcă, da? Când este cam așa, e gata, oprim și știm că frișca noastră este gata. După care venim și incorporăm încet, de data aceasta doar cu spatulă și mișcări nu foarte rapide. Punem treptat frișca peste mascarpone și ouăle cu zahăr. Și incorporăm cu grijă. Cam acestea trebuie să fie mișcările. Fiecare până la urmă le face cum crede. Credeți-mă, așa este corect și așa este bine pentru a nu ni se tăia această cremă. Pentru că este o cremă deosebit de gustoasă, dar în același timp, dacă nu avem grijă, putem să o tăiem și să o facem să nu mai fie atât de grozavă. Așa. După cum vedeți, compoziția și textura arată extraordinar de bine și credeți-mă, este și foarte gustoasă și datorită acestui aport de Irish cream. Mă repet, este opțional. Puteți să puneți, să renunțați la acest Irish cream, puteți să puneți doar esență de vanilie. Într-un vas punem cafeaua. Este bine să se facă o cafea mai tare, o cafea expreso dacă se poate și acesta este un plus față de ce ați văzut în alte părți. Am pus esența de rom cu puțin rom. Am omogenizat cafeaua cu esența de rom și rom. După care punem pișcoturile. Iarăși aici este o discuție. Pișcoturile se țin până în maxim 3 secunde. Nu au voie să depășească 3 secunde. Deci numărați până la 1, 2 și când spuneți deja 3, ridicați pișcotul dinăuntru. Bineînțeles, se întoarceți pe partea cealaltă. După ce completăm tava în care am decis să-l facem, noi am ales o tavă care se desprinde și o să vedeți de ce și am folosit o folie de acetat pentru că am vrut să-l facem gen tort, o să-l vedeți, arată deosebit.
Continuăm și rândul 2, după ce punem crema, bineînțeles, continuăm și rândul al doilea, tot așa cu pișcoturile, nivelăm crema să fie frumos și la rândul al doilea. Și așa cum v-am spus, am ales să facem într-o tavă de genul acesta care se desface, se desprinde și în folie de acetat, pentru că o să vedeți, arată mult, mult mai bine decât să îngropăm lingura în el și să-l luăm așa. Cam așa ceva, el este gata, sau în proporție de 90-95% gata. Ce vom face după ce l-am nivelat și partea de sus, îl punem la frigider peste noapte, este indicat să stea peste noapte, minim, zic eu, 8-10 ore. A doua zi noi am scos acea tavă, am scos folia de acetat și îl presărăm cu cacao. Aici vă recomand să puneți o cacao de calitate, pentru că o veți simți în momentul în care veți mânca tiramisu. Da, soția mea folosește o cacao de foarte bună calitate pentru prăjituri și am pus. Puneți din abundență, pentru că se întrepătrunde. Și priviți, dragii noștri, deci cam așa ceva arată extraordinar de bine. Vedeți ceea ce v-am spus, arată ca un tort după ce am înlăturat și acea folie de acetat. El stă bine chiar dacă pișcoturile sunt foarte moi, dar pentru că a stat la frigider peste noapte și crema a reușit puțin să se întărească, a prins o formă frumoasă și de aici puteți să veniți să faceți un plating pe care îl doriți. Practic, putem să zicem că îl confundăm cu un tort. Priviți. Eu zic că este frumos. Am ales pentru dumneavoastră să facem acest frumos plating. Bineînțeles că vom tăia și o bucată din el, pentru că vrem să vă arătăm și cum arată înăuntru și, din păcate, nu vă putem transmite gustul, dar credeți-mă că este extraordinar. Combinația aceasta care v-am spus, care vom prezentăm noi în această rețetă, credeți-mă, este extraordinar. Aceasta este bucata noastră care am pregătit-o pe farfurioară. Este fantastică. Priviți ce frumos să văd acolo pișcoturile, stratul de cremă, pișcoturile, totul este deosebit și la gust nici nu mai are sens să vă povestesc, credeți-mă. Dragii noștri, sper că v-a plăcut și această filmare, pentru că vrem să venim să facem cât mai interesante, cât mai frumoase filmări pentru dumneavoastră și să venim în întâmpinarea noastră cu ceva poate nou care aducem noi un aport la fiecare rețetă. Ce să vă spun? Vă mulțumim încă o dată că sunteți alături de noi, vă mulțumim că ne urmăriți și vă rugăm, cei care veniți acum prima dată pe canalul nostru, dați-ne un like, un share și în special un subscribe. Abonați-vă la canalul nostru, pentru că în primul rând este gratis și este pentru canalul nostru să creștem, să putem să venim cu cât mai multe rețete interesante și nu numai viața noastră de aici din California. Dragii noștri, aceasta a fost filmarea noastră de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă rugăm încă o dată, dați-ne un like, un share, un subscribe și lăsați-ne în comentarii orice sugestii, orice doriți să ne spuneți. Asta a fost filmarea de astăzi. Să ne vedem și să ne auzim cu bine. La revedere! La sus!